FCU Craiova nu se simte prea confortabil în campionat, este abia pe treapta 14-a. În cupă, primul rezultat a fost acel 0-0 cu Dinamo. Lovitură de începere pentru această confruntare. După prima etapă în cupă, acel succes 1-0, iată-o pe Craiova în fața primului gol, ocazie, și este gol! 1-0, FCU Craiova, prin Aurelian Chițu, deblochează tabela. Acțiune pe contraatac impecabilă, un contraatac blitz al albaștrilor, la capătul căruia Aurelian Chițu îndeplinește o simplă formalitate. Adrian Mititelu, liniștit, mulțumit, Aurelian Chițu preocupat și mulțumit cu siguranță, este unul dintre jucătorii cu experiență din distribuția de start a Craiovei pentru această confruntare. Aici nu vorbim decât despre o poziție regulamentară. Ganea pasează decisiv. Altruist aici, George Ganea simte bine, se uită, așteaptă și trimite perfect pentru acest FCU Craiova. FC Voluntari 1-0. Celor de la Craiova să însemne acel reviriment. Atenție, ocazie mare. Pe plonjon revedem cât de ușor a putut fi depășită echipa lui Nicolo Napoli. Chiar ridicolă în defensivă la această fază. Așa cât și Matricardi, Voican, Robert Popescu, Damașcan și Marcelo sunt pe bancă. Atenție! Pasă genială Gabi Iancu. Același servant George Ganea. Menajat Fanionul, rămâne jos, șansă de 2-0. Incredibil. Nu este offside. Decizie corectă din partea brigăzii de arbitri. Excelent, așteaptă acolo Aurelian Chițu. Arena Arcul de Triumf în premieră. Un meci de fotbal intercluburi. Atenție, fază frumoasă, ocazie, bară! Să însemne golul de 1-1. Extraordinară pasă cu călcâiul. Reușit verticalizarea aici pentru Vitalie Damașcan. Vitalie Damașcan, acțiune individuală. Damașcan rămâne periculos. Damașcan, tot în această repriză, a încercat să execute și o face de asta dată mult mai bine. Revedem execuția magnifică pe care o are Gabi Iancu. Dar totodată cât de bine intuiește Jesus Fernandez.